Se ia un set de porți automatizate cu brațe stânga-dreapta, motoare de la NICE, în cazul de față modelul este cel din imagini și se dorește ca închiderea și deschiderea lor să se poate facă pe lângă telecomandă și din telefon. Mai întâi trebuie să știm că în cazul acestui model de automatizare de la NICE, dacă deschidem capacul controlerului Vom putea găsi mai multe conexiuni, iar una din ele este pregătită pentru ceea ce vrem noi să facem. Aceasta are o inscripție pe ea denumită PP și are două borne. Iar dacă vom face un contact scurt pe cele două borne, adică vom face o punte, îi vom da un impuls pentru doar o fracțiune de secunde. Dacă porțile sunt închise, se vor deschide, iar dacă porțile sunt deschise, se vor închide. Bineînțeles, dacă mai facem încă un impuls în funcție de statusul porților, acesta va face opusul, cum spuneam. Dacă sunt închise, se vor deschide, dacă sunt deschise, se vor închide. Cu toate aceste lucruri în minte, putem acum să mergem mai departe și să facem automatizarea noastră. Pentru a face asta, vom avea nevoie de un releu inteligent, care îl putem comanda din telefon, iar el să ne furnizeze acest impuls, acest contact uscat, să nu ne furnizeze tensiune. Pentru asta folosim dispozitivul Shelly 1, dispozitiv despre care am discutat într-un proiect anterior, iar în descriere găsiți un link cu explicația funcționalității acestui dispozitiv și toate informațiile necesare. Iar putem observa că acesta are o reglă de conexiuni. Din toate aceste conexiuni vom, vor, vom folosi N și L, adică fază și nul pentru alimentare, iar bornele 1 și 0 ne vor furniza acel contact, acel impuls. Acum să mergem la bancul de probă și să facem testul despre care am vorbit. Cum spuneam, ne vom alimenta cu fază și nul în acest releu, iar mai apoi vom folosi două cabluri. Ordinea lor nu contează pentru că ne va da o continuitate, deci putem să punem orice cabluri în orice ordine, pe care le vom lega la un multimetru digital pus pe continuitate pentru a măsura impulsul, să vedem dacă ne dă impulsul sau nu. Iar acum dispozitivul nostru este adăugat direct în aplicație, și observăm că atunci când apăsăm butonul, avem un contact, iar când apăsăm din nou butonul, contactul dispare. Acest lucru nu, nu ne ajută pentru că noi ne dorim un contact pentru o perioadă scurtă de timp. Nu e nicio problemă pentru că în setări putem vedea că există această opțiune denumită timer, iar aici setăm ca atunci când apăsăm butonul și releul trece pe normal închis. După o perioadă de timp, în cazul de față setată de noi la 0,5 secunde, releul să treacă automat înapoi pe normal deschis. Și putem observa că acum dacă apăsăm butonul, releul va sta pe normal închis pentru o fracțiune de secundă și apoi se va deschide, ceea ce putem observa și pe multimetru digital care indică acest lucru. Haideți să și aplicăm aceste lucruri acum și după cum vedem am făcut conexiunile în dispozitiv lângă controller. Pentru fază și nul am folosit un 2x0.75, la controller avem permanent fază și nul, așa că ne-am alimentat de acolo la pozițiile L și N pentru a avea 2.20, deci primul pas este rezolvat. Iar pentru poziția 0 și 1 avem un alt 2x0.75, al cărei celălalt capăt l-am legat la mufa PP, iar această conexiune acum va ține locul acelei punți pe care noi am făcut-o inițial pentru a testa porțile, iar impulsul nil va da releul atunci când noi vom comanda din aplicație. Repoziționăm conectorul PP în poziția lui dedicată în controller și apoi ne asigurăm că dispozitivul este sincronizat cu aplicația. Intrăm în setările acestuia și îi setăm funcția timer pentru ca releul să treacă pe normal deschis la 0,5 secunde după ce l-am acționat pentru poziția normal închis. Îi facem un test, observăm că totul este în regulă, apoi putem să poziționăm pe oriunde acest dispozitiv pentru că este suficient spațiu în cutie pentru a-l ascunde pe acolo. Apoi o să punem capacul controlerului. mai facem un ultim test să ne asigurăm că totul este în regulă și cam acesta a fost proiectul pentru astăzi care sperăm să vă fie util. Iar până data viitoare, că vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!